Salutare, dragii mei! Bine ați venit din nou în bucătăria mea, Bucătărește cu Rodica! Astăzi am pentru voi o rețetă foarte delicioasă, rapidă și gata în 10 minute. Plăcintuțe cu chefir! Deci, dragii mei, haideți să vedem cum se pregătește această delicioasă rețetă. Pentru început vom încălzi într-o tigaie 200 ml de ulei, la foc mediu. Următorul pas, într-un bol mai mare, vom adăuga 2 ouă, un pahar de chefir, aproximativ 250 de grame, 3 linguri de zahăr, o linguriță pastă de vanilie sau esență de vanilie și coaja rasă de la o jumătate de lămâie și amestecăm. Următorul ingredient, vom adăuga puțin câte puțin 6 linguri de făină și o linguriță praf de copt și amestecăm foarte bine ingredientele. Compoziția noastră este gata și trebuie să arate. Acum vom turna această compoziție într-o pungă de plastic. Și vom începe să facem plăcintuțele, așa cum vedeți în imagine. Vă reamintesc că trebuie prăjite la foc mediu. Iar acum o vom învârti și pe cealaltă parte și o vom mai lăsa câteva secunde. După care o vom scoate pe o farfurie unde am pus și hârtie de bucătărie. Și vom continua până vom termina tot aluatul. Din această compoziție vă vor ieși 6 plăcintuțe. Dacă doriți, puteți să le faceți mai mici și atunci vă vor ieși 12. Sau, dacă doriți să faceți mai multe, puteți să dublați cantitățile. Și gata este desertul nostru delicios, rapid și gata în 10 minute. Deci, dragii mei, spor la muncă! Dacă v-a plăcut rețeta, dați-mi un like, distribuiți, abonați-vă și nu uitați să activați clopoțelul. Vă doresc o zi bună și numai bine! Pa, pa!